La Institutul Teologic Romano-Catolic Sfânt Iosif din Iași a avut loc sâmbătă 1 octombrie 2016 deschiderea anului universitar și formativ 2016-2017. Preasfințitul Petru Gherghe l-a prezidat Sfânta Liturghie Pontificală, la care au participat Preasfințitul Aurel Percă, preoții profesori, formatori, atât din seminarul major din Iași, cât și din cel minor de la Bacău. De asemenea, au fost prezenți preoții din parohiile din Iași, seminariștii și studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică. În omilia sa, Preasfințitul Aurel Percă a subliniat că întreaga noastră viață, care stă sub semnul timpului, trebuie să fie orientată spre Dumnezeu, pentru a nu ne pierde pe noi înșine. Astfel, trebuie să acceptăm calea trasată de Dumnezeu pentru a ne putea sincroniza voința proprie cu voința lui Dumnezeu. Seminarul Mare din Iași a împlinit joi 29 septembrie 130 de ani de la deschidere. La ora actuală, în seminarul din Iași studiază 89 de seminariști. În perioada 29 septembrie-2 octombrie 2016, în parohia Sfântul Francis de Assisi din Bacău, au avut loc misiuni populare, predicator fiind Părintele Ioan Bălan. Programul misiunilor a cuprins recitarea Sfântului Rozariu, liturghii și predici speciale, spovadă, calea crucii și pelerinajul spre Poarta Sfântă din Biserica Sfinții Petru și Paul din Bacău. Duminică 2 octombrie a fost și Hramul Comunității, liturghia fiind prezidată de Preasfințitul Petru Gherghel. La finalul celebrării, Preasfințitul a dăruit comunității parohiale și Părintelui Paroh Lucian Adam relicva fericitului Anton Durcovici, episcop martir, care la 4 octombrie în anul 1948 a sfințit biserica din Izvoare. Tot duminică a fost și hramul bisericii Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași. În parohia din Focuri, cât și în filială la Fântânele, au avut loc în perioada 29 septembrie-1 octombrie 2016 misiuni populare susținute de către Părintele Felician Tiba de la Oficiul pentru Pastorația Familiei. Tema misiunilor a fost una complexă, care să le amintească oamenilor că sunt chemați în mod gratuit la viață și la credință. Părintele a subliniat necesitatea unei relații sincere cu persoana iubită, dar și cu Dumnezeu. Duminică 2 octombrie, Preasfințitul Aurel a conferit taina mirului la 18 adolescenți și tineri din filiala Fântânele și la 20 de candidați din parohia Focuri. Papa Francisc a făcut o vizită apostolică în Georgia și Azerbaidjan. Papa a ajuns în Georgia vineri 30 septembrie și a stat până duminică dimineață când a plecat spre Azerbaidjan, de unde, în cursul serii, s-a întors în Italia. În Georgia, în centru, au stat întâlnirile dintre Papa Francisc și comunitatea ortodoxă locală, iar în Azerbaidjan a predominat dimensiunea interreligioasă. A fost vizita pontifului roman la moscheia din localitate și întâlnirea cu șeicul musulmanilor din Caucaz. În timpul acestei călătorii, Papa Francisc a pronunțat 10 discursuri și s-a rugat pentru sirieni și irachieni în cadrul vizitei la Biserica Catolică de Rit Caldean. Aceasta a fost cea de-a 16-a călătorie apostolică a Papei Francisc. Săptămâna trecută, în perioada 26-28 septembrie, la Oradea a avut loc sesiunea de toamnă a Conferinței Episcopilor din România, în cadrul căreia episcopii l-au invitat pe Sfântul Părinte Papa Francisc să vină în România. Printre temele dezbătute, amintim, Olimpiada Națională de Religie Catolică, care va avea loc la Timișoara în anul 2017, analiza diferitelor aspecte ale vieții bisericești și indicarea unor inițiative comune ale bisericii locale. De asemenea, episcopii i-au îndemnat pe toți credincioșii catolici să își exercite dreptul de a participa la vot la alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016. Aceștia îi îndeamnă în mod deosebit pe tineri să participe la dezbaterile din societate și la vot, implicându-se activ în păstrarea și promovarea valorilor umane și morale. Conferința Episcopilor din România îi reunește pe toți episcopii romano-catolici și greco-catolici din țara noastră, iar următoarea sesiune ordinară a conferinței se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 3-5 mai 2017. La Onești a avut loc la 1 octombrie 2016 profesiunea solemnă a trei frați capucini, Daniel Tală din parohia Petricica, Octavian Vacaru din parohia Galben și Adrian Coșoc din parohia Berzunți. La Sfânta Liturghie a participat fratele Iosif Lucian Dumea, custode al fraților capucini din România, mai mulți preoți, dar și rudele celor trei candidați. În cuvântul de învățătură, fratele Iosif Lucian Dumea i-a îndemnat pe candidați să rămână mereu prieteni ai lui Dumnezeu. După Sfânta Liturghie, frații capucini din Onești au oferit o agapă fraternă participanților la acest moment de sărbătoare.
La Institutul Teologic Franciscan din Roman s-a desfășurat Săptămâna Franciscană în perioada 27 septembrie-4 octombrie. Aceasta este o activitate formativă și cuprinde meditații, momente de reflexie asupra propriei vieți sau asupra carismei franciscane, dar și momente de mărturie practică. De exemplu, la anul acesta, frații studenți au dedicat o zi ecologiei. După Sfânta Liturghie, celebrată pentru binele casei noastre comune, cum mai este numit Pământul, frații, cu sprijinul Fundației Umanitare Pacea și în colaborare cu Primăria Municipiului Roman, au participat cu entuziasm la activitatea de curățenie în parc și pe strada Ștefan cel Mare, în dorința de a avea grijă de casa comună, practicând milostivirea și față de creație, dând o mângâiere acestei planete. Săptămâna franciscană a culminat cu celebrarea trecerii Sfântului Francisc în casa Tatălui și cu sărbătoarea hramului conventului din Roman. În cadrul liturghiei de hram au fost sfințiți diacon 5 frați studenți prin impunerea mâinilor și rugăciunea de consacrare a excelenței sale, Monsignor Miguel Mauri Buendia, nunțiu apostolic în România și Republica Moldova. Această celebrare a marcat și deschiderea anului academic și formativ 2016-2017. În parohia Sfânta Fecioară Maria Regină din Iuganea a avut loc la 1 octombrie 2016 Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, organizată în colaborare cu personalul Centrului de Îngrijire la domiciliu Iugani. În cadrul evenimentului a avut loc o sfântă liturghie pentru toate persoanele vârstnice din comunitate. Cei care din cauza stării de sănătate și a anilor ce s-au adunat nu au putut participa la liturghie, au fost vizitați la domiciliu și au primit un pachetel de alimente din partea unor persoane binevoitoare. În curând va apărea o ediție revizuită și fără note a Bibliei în traducere catolică, într-un format mic și mai ușor de purtat. Anunțul a fost făcut de Departamentul de Cercetare Biblică din cadrul Episcopiei de Iași, reprezentat de Părintele Aloiz Bulai și de Părintele Eduard Patrașcu. Tipărirea acestei ediții a fost posibilă prin colaborarea cu United Bible Society. Cei care doresc să o comande sunt rugați să ia legătura cu Părintele Aloiz Bulai sau Părintele Eduard Patrașcu. A apărut Lumina Creștinului pe luna octombrie, în care puteți găsi interviul preasfințitului Gheorghel cu ocazia pelerinajului celor 500 de români la Poarta Sfântă din Vatican, informații despre Anul Milostivirii, Ziua Mondială de Rugăciune pentru Pace de la Assisi, jubilei ale congregațiilor din România, sfințiri de biserici, mesaje pentru familii, copii, tineri și misionari. Vă invităm să citiți și frumosul comentariu al părintelui Aloiz Bulai asupra unui text din Cartea Judecătorilor, în care se vorbește despre Iefte. Vă dorim lectură plăcută! Se fac înscrieri la școala de cântăreți bisericești Sfânta Cecilia până la 15 octombrie. Se pot înscrie băieți și fete care au absolvit 8 clase. Dosarul de înscriere va fi prezentat la biroul parohiei Sfântul Nicolae din Bacău, care este de acum noul sediu al școlii. Dosarul trebuie să cuprindă o copie după buletinul de identitate, adeverință de absolvire a 8 clase și recomandare din partea parohului. Examinarea aptitudinilor muzicale se va face la 15 octombrie la ora 11 la decanatul din Bacău. Cursurile de formare se vor ține în fiecare sâmbătă și vor dura 3 ani.